Sub genericul Cititul Plăcere și Necesitate, Biblioteca Județeană Ion Minulescu a oferit vizitatorilor un program interesant care a cuprins activități sub formă de vizite ghidate în bibliotecă, prezentări de cărți rare, proiecții de film, teatru, muzică, ateliere de creație, lansări de carte, dar și expoziții. Încercăm să apropiem beneficiarii de toate vârstele, așa cum vedeți aici, de la elevi până la populație adultă, să îi apropiem de serviciile bibliotecii, să facem cunoscute serviciile bibliotecii și să îi determinăm pe cei mai tineri să devină niște utilizatori frecvenți ai noștri. Deschiderea nocturnei bibliotecilor a avut loc în salonul de artă cu vernisajul expoziției de pictură Culori de poveste artistului plastic Constantin Mihalache. Au fost alături de el prietenii, dar și alți artiști olteni cunoscuți. Rolul artei este ca să miște. Și eu pe mine, cel puțin, că așa ne-am și prietenit, eu când ne-am văzut prima oară, a trezit în mine turbulețe, de asta am și rămas prieteni. Fiecare tablou în parte te duce către ceva, îți transportă imaginația, te face curios în ce se interpretezi, oare ce exprimă și dacă reușesc și lucrările dânsului reușesc foarte bine să ne transporte unde vreți dumneavoastră. Pe mine mă transportă itinerar, este un itinerar imagistic. Deja și-au îndeplinit scopul. Găsesc în această expoziție armonie, ar putea fi intitulată chiar și autoportret, pentru că cam așa e sufletul maestrului Constantin Mihalache. Plin de armonie, plin de contrast, într-un cuvânt, un lucru frumos. Am îmbrățișat expresionismul abstract pentru că mă caracterizează. Vedeți, la un moment dat, orice om are un gram de nebunie, un gram de energie pe care trebuie să-l exteriorizeze, să-l expună, să-l consume. Și atunci, când stau în fața șevaletului, mă simt, după ce am realizat o lucrare și văd că, într-adevăr, am realizat ceea ce mi-am propus, am o satisfacție deosebită. Evenimentul nocturn a bibliotecilor a oferit publicului o seară deosebită. Elevi de la Palatul Copiilor și Școala de Arte din Slatina au susținut momente artistice de dans, teatru și recitaluri de poezie, iar renumiții artiști Cătălin Mihalache și Gogu Neagoie au oferit autografe și au realizat caricaturi la minut.